Bună seara, prieteni! Ați văzut cu ceea ce am început. Trofeul Cupei Românie, faza județeană a acestei competiții, se află la noi în studio. E o vorbă prin vestiare: când o echipă câștigă acest trofeu, se cântă să vină cupa, să vină cupa la băieții. Se mai cântă și alte lucruri în folclorul vestiarelor, dar se poate reproduce aici la televizor. Bună seara încă o dată, dragi prieteni! Bogdan Codruță vă salută și vă invită să urmărim împreună o ediție a emisiunii noastre Sport Sus Special, cu totul și cu totul special, o emisiune dedicată ultimului act al sezonului 2013-2014 în fotbalul telormânean, festivalul fotbalului telormânean, dragi prieteni, cu tot ceea ce înseamnă acest eveniment, cu premii, cu încărcătură de tensiune, până la urmă încărcătură competițională, pentru că am avut și două jocuri foarte importante. De asemenea și cu o încărcătură sentimentală, festivalul fotbalului telormânean, găzduit și anul acesta tot de stadionul municipal din Roșiorii de Vede, din municipiul Roșiorii de Vede, pentru că pentru al doilea an consecutiv Sporting Roșiorii de Vede s-a încrunat drept campioană județeană. A fost din nou în fruntea fotbalului românesc, de data asta campioană neînvinsă. N-am mai câștigat ca anul trecut eventul, n-am mai luat și Cupa României în faza județeană, dar rămâne, după părerea noastră și după părerea tuturor specialiștilor din județ, și iată ce spun și clasamentele, cea mai bună echipă. Dragi prieteni, avem unul dintre artizanii, artizanii trofeului, care este prezent aici în dreapta mea. Marian Botea, tehnicianul de la Unirea Brânceni, bine ai venit, domnule antrenor! Bună seara, în primul rând, dumneavoastră, cât și telespectatorilor care ne urmăresc în această seară. Domnule Marian Botea, felicitări în primul rând pentru un sezon 2013-2014 în care ați fost o mare necunoscută pentru mulți. Acum sunteți deja o echipă consacrată, o echipă care a stârnit valori atât în Liga 4, acolo unde a obținut lejer un loc 5 fără să transpire prea mult. De asemenea, ați câștigat ediția cu numărul 41, dacă am calculat eu bine. Ediția de anul trecut a Cupei Telormanul, iarăși dramatic, ați făcut două meciuri în faza finală extraordinare la Zimnicea și acum, când puțină lume credea, eu mă număream printre cei care credeau, ați câștigat Cupa României. Felicitări încă o dată! Vă mulțumesc și știam încă înainte de meci că erați convinsă victoria noastră. Și cu 1-0. Poate erați unul dintre puținii care, da, care credeați în echipa noastră. Pot să vă spun că chiar și din anturajul echipei mele, poate chiar și jucători, nu credeau în victoria noastră în fața FCM-ului. Însă, jocul de sâmbătă, am demonstrat că o echipă mică, cu antrenamente, mai ales în ultimele 2-3 săptămâni, n-am mai reușit nici în cele 2 zile pe săptămână să mai desfășurăm niciun antrenament. Iată că am reușit să învingem echipa FCM-ului, echipa municipiului, care fac antrenamente zi de zi, și cu atât mai mult să înscriem un gol în minutul 87-88, când toată lumea nu prea ne-ar mai fi dat speranțe la capitolul pregătire fizică. Per total, în ansamblu, mai ales în prima repriză, consider că am controlat jocul, am avut chiar 3-4 șuturi, 2 pe poartă și 2 pe lângă poartă, șuturi expediate către adversar. FCM-ul, într-adevăr, au avut și o reacție prin David. Am avut parte de un portar care, la meciul de sâmbătă față de etapa a doua, pot să spun că e unul dintre partizanii victoriei, un portar de excepție prin Florin. Iată că am avut încredere în el și nu știu dacă vă mai aduceți aminte, parcă tot în emisiunea dumneavoastră, am susținut că în etapa a doua, în etapa era 18, a treia, a treia, da? Returului, da, în etapa a fost 4-0 la Alexandria pentru FCM. A fost o greșeală omenească din partea lui Florin și iată că la meciul de sâmbătă Florin a avut 3 intervenții de excepție.
și multe alte situații în care a gândit foarte bine situația. Un meci foarte interesant, două parteturi diferite, două echipe diferite, două echipe care aduceau un teren, un background diferit. Avem imagini de acolo, suntem pregătiți în emisie, dacă suntem pregătiți să comentăm împreună rezumatul partidei dintre FCM, Fotbal Club Municipal Alexandria și Unirea Brâncen. Suntem la Roșior, vă spuneam, aveți o victoria de începere, l-avem pe Ilie acolo, cel care va marca golul, Adrian Constantin. Asta este chiar primul șut. Primul șut, în poartă este Celic. Da. Întrebare pentru dumneavoastră, v-a ajutat faptul că ați lucrat, i-ați antrenat pe acești jucători? Da, jucătorii știam pe tot, chiar dacă nu au lucrat cu mine, le știam la fiecare. Uite ce fază frumoasă aici. Calitățile. Da, acolo pot să spun că intervenția lui Celic a făcut ca scorul să nu fie de 2-0. Sau era 0-0. Prima repriză. Să deschidem din prima repriză scorul. Deci numai intervenția lui Celic, inspirația, a făcut ca Răuță să nu poată să înscrie. Suntem în repriza a doua aici, chiar la început, cred. Da. Aici au avut ei ocazia de intervenție. Era primul minut. Deci nici nu ieșiseră bine de la cabine și... Da. A fost un moment... Prima repriză a stat bine pe picioare, a doua repriză ați avut câteva momente în care a doua repriză anticipam căderea fizică, dar în ciuda faptului că am avut căderi fizice pe parcursul reprizei a doua, dar în ciuda faptului că... Faza golului de scurs recuperează o minie. Timpul trecea, da, exact. Ați văzut ce treabă alea? Pasa ideală și șutul... Deviat, cred. Deviat. Altfel nu prindea bolta aia. Dar Rădu cu cine sau cine? Numărul 11, nu mai știu cine era. Devia și cu șansă, dar asta e, și șansa face parte din joc. Așa am reușit să ne impun. Aici e ultima ocazie. Sunt ultimele lor, iar intervenția de excepție a lui Florin. Este și Celic acolo. Și aici și... se încheie joc. Și momentele aici de e bucuria final. La final. O partidă interesantă, o partidă frumoasă, în ciuda faptului că era destul de cald. Dumneavoastră a jucat de la ora 10:30, a început primul meci, anticipam să fie foarte cald, însă ușor timpul a ținut cu fotbalul sâmbătă pe stadionul municipal din Roșiorii de Vede. Spuneați că unii dintre jucătorii dumneavoastră aveau un duel că pot să învingă Alexandria. Eu sunt unul dintre cei care cred că cu încă una, două achiziții și cu antrenamente, dacă Sportingul merge la Liga 3, dumneavoastră puteți, cu echipa pe care o aveți la ora actuală, repet, cu echipa pe care o aveți la ora actuală, puteți să emiteți pretenții la titlu. Da. Dacă faceți antrenamente serioase. Problema se pune în felul următor. Într-adevăr, atâta vreme când nu te antrenezi, nu poți emite mari pretenții. Ce pot eu să, și ce am putut să fac la echipa din Brânceni, am reușit să-mi aduc niște jucători pe care eu îi știam dinainte, de jucătorii majoritatea sunt aleși de mine și au venit la insistențele mele, prin experiența lor la nivelele superioare, Liga 3, Liga 2, vă dau și exemple, Florin Olteanu, Claudiu Vasile, Măgureanu, Dorin Tălpeanu, care deși sâmbătă nu a jucat el pe nu, nu a jucat și în acest retur de campionat pot să spun că m-a cam dezamăgit. Când am avut nevoie de el, nu m-a onorat cu prezența la joc. Și Mihăiță, iară jucător cu experiență, ultima achiziție pe care am făcut-o pe parcursul campionatului prin desființarea echipei din Traian, Cristi Andrei, zis Piroi, de la Traian, iar un jucător care ne-a ajutat foarte mult și în momentele dificile, după meciul de la Botoroaga, în care arbitru de sâmbătă, domnul Croitoru, ca de altfel și sâmbătă, mi-a fost foarte teamă să nu acorde cartonașe roșii. N-a acordat. La meciul de la Botoroaga și la un meci acasă, mi-a acordat 3 cartonașe roșii. Roșii? Da, 3 cartonașe roșii, între care unul, într-adevăr, meritat în poziție de 1 contra 1, însă celelalte foarte ușor acordate și în următoarea etapă, de la acea vreme, aveam joc cu Tigănești și ajunsesem imposibilitatea de nu mai aveam niciun fundaș central. Singurul fundaș central era Dorin Tălpeanu, care
nu a venit la meci, că a avut un eveniment mai important și a trebuit să facem transferul pe ultima sută de metri prin Cristi Andrei și de aia vă și spun că ne-a ajutat în momente dificile. Ca de altfel și sâmbătă la jocul cu FCM. A avut un joc de excepție, foarte mulțumit de aportul pe care și l-a adus. Dumneavoastră sunteți de un sezon la Unirea Brâncinea, ați venit de la Fotbal Club Municipal Alexandria în urma schimbării furtunoase din vara anului trecut. S-a schimbat toată conducerea de la FCM atunci. Dumneavoastră ați plecat odată cu fosta conducere, ați venit la Brânceni, ați făcut acolo o echipă, pentru că avem aici și un trofeu și de n-am fost inspirat. Nu știu dacă puteți să aduceți și cupa Tellerman, nu aveți? O avem la de... domnul primar pe masă. Domnul primar Dumitru Neagru. Da. Așa, ca să-i spunem și numele. Unul Dumitru dintre... Neagru, era omul care ne-a susținut. Omul care pune cadourile în cupă. Da, ne-a așa susținut. Atât cu cât a putut dânsul. M-a susținut de ce am avut din partea dânsului toată susținerea și aportul, pentru că altfel nu puteam să aduc acești jucători. Eu aș fi vrut mult mai mulți jucători, am disponibilitatea de a aduce, însă trebuie să țin cont și de posibilitățile financiare de echipa pe care o antrenez. Dar jucători aș putea să aduc de nivel de Liga 2. Domnule antrenor, dezvoltăm subiectul ăsta și cu banii, pentru că circulă multe zvonuri în folclorul fotbalistic din Tellerman legat de Eldorado de la Brâncen, că acolo ar fi sume fabuloase. Nu este chiar așa. Echipe care au tras la retrogradare au avut mai mulți bani. Vă contradic, pentru că ce am oferit noi la Brâncen, au oferit și Olteni, au oferit și Tigănești, au oferit și Botoraga, oferă multe echipe ce am oferit noi. N-am oferit ce a oferit FCM sau probabil Roșiori. Sau în turul campionatului, vreau să menționez aici, pe mai Videle. Dar în turul campionatului, nu în retur, că în retur, într-adevăr, și eu am avut probleme. Deci primarul Dumitru Neagu, delegat, cine? Delegat, eu știu, omul dar... care, cu care am construit echipa, Valentin Comănescu, este omul, mâna mea dreaptă, care m-a ajutat. Omul cu actele, cu foile de... Un om care stăpânește foarte mult statute și regulamente. Pot să spun și afirm cu certitudine, la meciul cu Pamimai Videle, am avut un jucător cu probleme, însă, datorită lui Vali, am reușit să folosesc. Este vorba de Mitală, jucător pe care... Era cu legitimările succesive. Erau cu legitimările, ne-am trezit dintr-o întâmplare, pur și simplu. Deci dacă la acel moment Pamimai Videle contesta acest jucător, eram nevoit să-l scot pentru a nu pierde meciul. Însă m-am consultat foarte bine cu Vali. Vali stăpânește, cred că pot să spun că nu știu cât delegat mai există să cunoască statutele și regulamentele. Deci foarte mult m-am consultat în acea săptămână înainte de meciul cu Pamimai și am reușit să folosesc acest jucător Mitală. Dovadă că aportul lui la acel meci am și câștigat joc. Ați câștigat cu 3-1, era un meci din începutul de retur. A fost începutul sfârșitului pentru Pamimai Videle și sfârșitul pentru lupt. Că... Pentru, după aceea s-a rupt. Pentru Brâncen, pentru Brâncen, orice jucător era important. Pentru, știi, nu neapărat Mitală, aveți foarte puțin jucători. Nu aveam lot așa de mare încât să-mi permit să rămân cu... La cazul Mitală atunci, pentru că a spus niște lucruri, puțini antrenori recunosc astfel de lucruri la televizor, Mitală venise de la Udineze, Uda Clocociu. Da, eu n-am știut acest lucru. Cu siguranță, dacă aș fi știut, nu l-aș fi transferat. Să fii sigur de el a venit de la Uda Clocociov. După ce trecuse și pe la... jucase în Cupa Tellermanul la Dunărea Zimnicea, cred că pe vremea când juca la Dunărea Zimnicea era legitimat încă la Sporting. Complicată viața a avut. Probabil, nu știu. Băiatul ăsta. Și apoi a venit, cred că după meciul dumneavoastră, sau în zilele sau săptămâna următoare meciului de acasă, dintre Unirea Brânceni și Pamimai Videle, 3-1 pentru Brânceni,
a venit decizia unei comisii, adunări generale a AJF-ului, prin care s-a scos din... S-a anulat și nu, mi se părea ceva normal. S-a anulat cu patelor manul, statutul cupei teromanului de competiție oficială. Da. Ca să nu mai fie probleme cu legitimări. Atâta vreme și... cât, nu știu dacă ar fi afiliată la federație, deci nu este cazul cupei României. Deci jocurile din Cupa României nu se anulează sub nicio formă. Pentru că știu că competiția este afiliată la Federația Română de Fotbal. Dar cu poate nu vreau să intru prea mult în amănunte de regulamente și statute. Era bine să fi fost Vale aici, ca să nu fac vreo boacă. Poate oferiți acum vreo soluție FCM să face o contestație? Nu. La Mitală. S-ar fi putut face, deci v-am și spus. Deci nu s-a întâmplat nimic la acel meci. Dacă videle m-ar fi contestat prin jucătorul Mitală, îl treceam rezervă și... Chiar am scos 12 jucători la încălzire. Da. A fost un tertip, tocmai în ideea ca cei de la videle să nu anticipeze acest lucru. Și în momentul în care se fluiera partida, nu mai aveau acest drept de a face contestație. Contestația se face numai înainte? Numai înainte dacă îl folosesc titular. Dacă în momentul în care îl foloseam pe parcursul primei reprize, putea fi făcută la pauză. Dacă îl foloseam și îl băgam... pe parcursul reprizei a doua, putea fi făcută contestația la sfârșit. Aceste lucruri am fost informat. Eu dacă am fost pe probleme numai de antrenorat, aceste lucruri nu le-am stăpânit, dar foarte bine m-am consultat și aceste lucruri le-a stăpânit Vali. Regulamentul este dur, este drastic, este stufos, dar întotdeauna lasă... Da. De, pentru că mi se pare aiurea, adică faci înainte, faci la pauză, faci după... Erau prea mulți jucători care au trecut prin această competiție și cred că... Până și care și-au schimbat, cred că și Dănuț Voicilă, care, apropo, trebuia să rămână invitația valabilă. Dănuț Voicilă a fost o altă problemă, deși la el s-a anulat competiția, deci jocul din Cupa Telormanu. Era vorba doar de un singur joc la Vârtoape. Da. Însă Dan Voicilă a evoluat în Cupa României la un joc între FCM și Roșior. În acel sezon. În acel sezon când juca la FCM. Da. Când juca la FCM. Complicată viața. Complicată deci viața aceste lucruri, dacă nu l-aș fi avut pe Vali, era mai greu. Din punctul meu de vedere ca antrenor, chiar luasem o decizie să nu-l folosesc deloc pe Mitală. Complicată cu statutul jucătorului, regulamentele sunt făcute parcă pentru fotbalul britanic, acolo știți cum este, jumate de țara joacă fotbal, au foarte multe ligi, foarte multe divizii, foarte multe competiții, toată lumea este preocupată de fotbal, în Telorman, în România e mai greu, mai ales la astfel de nivele. Să... Se mai schimbă și în momentul în care eram da, la e complicat regulamentul. La Liga 3 am pornit într-un an competițional, nu mai mi-aduc aminte bine, să retrogradeze 6 echipe. După turul campionatului s-a rezumat și au retrogradat doar 3 echipe. Deci regulamentul și la un nivel mai mare se schimbă chiar în timpul jocului. Da, poate fi modificat. În funcție probabil de echipele participante, de numărul lor. Să iau un pic pulsul vieții din prin Liga 3, neapărat al competiției, pentru că sunt probleme cu... calcul foarte mult, erau echipe care se retrăgeau. Din cauza problemelor financiare. Și atunci, gândiți-vă că în momentul în care se retrăgeau și mai retrogradau încă 6, cine mai rămâne? Nu mai rămâne. Nu mai aveau competitoare pentru sezonul următor. Complicată viața în fotbalul românesc, complicată viața la cel mai înalt nivel, la Liga 1. Urmăriți cu siguranță ce se întâmplă. Sunt câte cazurile echipe sunt în insolvență. Rapid. Chiajna, Rapid, Universitatea Cluj, Dinamo Acum București. Din nou avem Craiova. Rapid, nu știm dacă va evolua. Păi, nu știm, Dinamo în insolvență, Cluj, Universitatea Cluj, Galațiu, după aventura Ligii. Da, e cazul CSU, Universitatea Craiova, care eu sunt suporter, înfocat încă de copil. Al CSU, pe vremea, sunteți suporterul CSU-ului. Echipei Universitatea, dar v-ați născut anul trecut, al fotbalului cu Universitatea. Nu mai contează, e din Craiova și o acceptăm. Regulamentul spune că n-ai voie după primul an să promovezi și nu știu cum Dumnezeului s-a făcut aducerea unei echipe nou apărute direct în Liga 2, unde e totuși un eșalon. În fine, lucrurile sunt complicate, inclusiv președinția lui Răzvan Burleanu este contestată la tribunal, inclusiv președinția lui Gino Iorgulescu de la Liga Profesională de Fotbal, toată lumea contestă pe toată lumea are dreptate. Da, probabil. Dacă tot sunt niște regulamente...
dacă toți sunt niște juriști, la acel nivel foarte mulți angajați, oare de ce nu se întrunesc acele congrese, acele adunări generale? Pot să-l împrumut pe Vali cu regulamentele și... N-ar fi rău. N-ar fi rău, mai ales că sunt niște ciudățeni acolo, nu pot să uit. Și îi lămurește. Nu pot să uit o declarație a lui Gino Râgulescu, care dispăruse la un moment dat din fotbal și apare cu acei ochelari foarte mari, cu acea fizionomie de bunicuță care spune povești. Și domnule, am reușit și eu să pun mâna pe un regulament al Ligii Profesioniste. Mai erau două zile până la alegeri. El era candidat. Deci dacă într-o țară normală, în Europa, în afară de Rusia, încolo, Cecenia, pe la Groznăi sau Azerbaijan, se întâmplă un om candidat și apoi președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, spune chestia asta, că el vede regulamentul organismului al cărei președinție o dorește cu două zile înainte de alegeri, e halucinant. De asta suntem unde suntem. E complicat, că toată lumea are dreptate. Cine judecă e mai complicat. Bun, am văzut FCM Alexandria Unirea Brânceni, terminat cu 1-0, a marcat în minutul 87 Constantin Ilie sau Adrian Ilie. Constantin, Adrian Ilie. Eu zic Adrian Ilie, e mai ușor. Da, am observat. Ați observat pe comentariu. A mai fost un meci al zilei, meciul de baraj pentru promovare în Liga 4 din sezonul următor între ocupantele locurilor 2 din cele două serii ale Ligii a 5-a, Steaua Spătărei și Inter Gălăteni. Haideți să vedem imagine, dacă suntem pregătiți cu rezumatul meciului. Cristina Babadag la centru, lovitura de începere aparține celor de la Steaua Spătărei. O repriză ciudată și foarte slabă, dar care a punctat și golul lui Delcea, minutul 14, pentru Steaua Spătărea 1-0 și apoi va fi o eliminare în tabăra celor de la Spătărea. N-ați văzut meciul? Nu am văzut. Nu l-ați văzut meciul? Pentru că am plecat după partida. Ați plecat să sărbătoriți, este și firesc că noi am rămas acolo. A fost apoi, au fost două goluri anulate pentru cei de la Inter Gălăteni, pe motiv de offside sau alte infracțiuni. Suntem deja în repriza a doua, o bară, cred că e o fază, nu. Mirel Tudor este în poarta celor de la Spătărei. Aici încă un gol anulat. Au fost două goluri anulate pentru cei de la Gălăteni, în condițiile în care aveau un om în plus și erau conduși cu 1-0. Aici e bară, o să mai fie o bară, scapă Mărchidan. Ținând cu încă arbitrat Cristina este dincolo. E greu să cred că nu a apreciat corect. La fel am zis și eu, i-am dat credit. Și este iată încă o ratare. Arbitrii cei mai buni ai județului. Iarăși se scapă. A fost un gol minutul 90 plus 1. Portarul se culcă pe direcția în care venea mingea, dar dintr-un pâlc de iarbă sare balonul. Cred că aici e. Iată. Un gol tragic. Norocos. Un gol, da. Și aici la penaltiuri. Avem loteria penaltiurilor. Mirel Tudor e reportarul de la Steaua Spătărei, cel mai bun jucător al echipei. A și scos un penalti până la urmă. Aha. Însă a avut și noroc, a apărat și foarte bine. Cât observ acest portar, parcă Bănică îl cheamă, nu? Da. A apărat și la Videle în perioada în care... Valentin sau ceva. Da, evoluam ca jucător. Da, el e Bănică. Jucătorii la Gălăteni... A avut o perioadă scurtă la Videle. Mulți trecuți de 30 de ani la Inter Gălăteni. Oricum, două echipe subțiri, inclusiv cea care a reușit să califice, iată golul victoriei. A fost o bucurie, au meritat până la urmă, cei de la Inter Gălăteni. Au dominat jocul total. N-am vrea să-i descurajăm. Dumneavoastră ați văzut multe partide la nivelul Ligii a 4-a. Închipuiți-vă că dacă nu vor face modificări în lot, în jumate de echipă, vor veni de unde au venit. Vor pleca de unde. Vor pleca repede. Traian, echipa care s-a retras, au jucat 20 de partide, s-a retras după 22-a etapă, ultima ediție. Și echipă care avea jucători. Am transferat jucători și noi și s-au alimentat multe echipe de la Traian. Deci, da, au completat cu jucători din lotul celor de la Să Traian. Să nu uităm telenovela Sorin Mitran. Da. Sorin Mitran, un jucător care pe care s-a bătut Alexandria și Roșiori, da, și care este titular la Sporting. La Sporting, echipa campion. La echipa campion, la practic cea mai bună echipă a județului. Oricum, asta și discutam cu oficialii echipei din Gălăteni. După încheierea partidei, erau, vă dați seama, ștoși de energie, au egalat în minutul 90 plus 1, au câștigat la penalti, bucuria a fost mare.
Însă le-am urat multă baftă și achiziții. Au promis, au un proiect, eu nu-l dezvolui acum, interesant, chiar foarte interesant, le ținem pumnii. Dacă următoarea ediție a Ligii a IV-a va fi oarecum asemănătoare cu cea de anul acesta, lupta va fi crâncenă. Va conta și experiența și vor fi mulți factori de luați în calcul. Complicată Liga asta a IV-a, domnule antrenor. În Telorman cel puțin. Complicată, dificilă și foarte frumoasă. Și valoroasă dată de echipele competitoare. Cam toate. Da, au fost. Nu văd echipe care să zici, pentru domnule... mine, deci, surpriza plăcută a fost Astra Ploska, o echipă cu jucători foarte tineri. Acum nu pot să exclud echipa noastră, care am învins echipa FCM de două ori, echipa Pamimai Videle la fel de două ori. În cupă și în campionat. Da, și un egal cu Sporting Roșior. 0-0 deci acasă. Am fi echipa care, nu, adevăr, am produs surprizele în partea superioară a clasamentului. Unirea Brâncene este fără îndoială marea revelație. Da, surpriza plăcută, Astra Ploska, o echipă de copii. Asta e surpriza cea mai mare. Care a căzut totuși pe finalul... A avut o cădere pe final, dar totuși campionatul era încheiat pentru ei. Da, s-a cam rupt în jumătatea returului, dar în prima parte a turului atunci a fost fotbalul de calitate și lupta mult mai strânsă, atât la nivelul promovării cât și la nivelul retrogradării. Pe când în retur, din momentul în care Sporting, deja după meciul cu FCM, eu acel deja am considerat-o echipa campioană, s-a cam rupt campionatul. Trecem puțin și la programul Festivalului Fotbalului Telormânean. Au fost două partide la Roșiori, partea pentru cupă și partea pentru promovare. A fost însă și o festivitate de premiere în care am avut cele mai importante, am avut premiate și evidențiate de conducerea JF-ului, de sponsorul oficial al competiției, prezent pe stadionul municipal din Roșiori de Vede, cele mai importante echipe de la diferitele grupe de juniori până la seniori și persoane evidențiate, fotbaliști sau foști fotbaliști de glorie ai județului. Dacă avem imagine pregătite cu rezumatul festivității de premiere de la Roșiori, le așteptăm pentru a comenta în cunoștință de cauză. Au fost binevenite premiile, mai ales pentru noi. Ce ați primit? Eram am aici echipă, lista, dar... Eram o echipă care aveam un singur rând de echipament. La portocaliu? Dar ce ați făcut cu cel albastru? Că v-am văzut toată? Cel albastru era cu mânecă lungă. Vă dați seama că pe timp de vară mai puteam evolua bine. Și a fost binevenit. Unirea Brânceni... A doua echipă după deși, Sporting al deși județului. Deși multe lume s-așteptau să luăm mingile și nu echipamentul. Ați luat echipamentul. Ce culoare are echipamentul? Alb-albastru. Alb-albastru ca Universitatea Craiova. Ca Universitatea Craiova? Așa. Parcă văd aici și reprezentanții. Da. Aici asta de la Astra Ploska. Florin Mihăiță, capitanul Astra Ploska. Să spunem că Astra Ploska, dacă tot avem în imagine, aici a luat premiul pentru tradiție fotbalistică. Bănuiesc pentru întreaga carieră și Horațiu Lascu, un atacant pe care îl apreciez sincer, 28 de goluri marcate, 7 în ultima etapă. Îl apreciați, dar e atacantul capricios, un atacant care la momentul ăsta ar fi trebuit să joace la FCM Alexandria și nu la Buzescu. Îmi pare rău de el, comportamentul lui, eu am lucrat cu el, capricios arătat în ce sens? Și într-adevăr, un jucător cu calități, dar nu la Buzescu ar fi trebuit să joace și la FCM Alexandria. Tocmai că FCM duce lipsă de vârf. Da, un atacant de careu. Asta e profilul eu lui. Eu sunt foarte supărat și de câte ori am ocazia și mă întâlnesc cu el, îl taxez de fiecare dată. Neseriozitatea. Nu a vrut să se țină l-a dus să joace la echipa din Buzescu, la retrogradare. Cu siguranță, nu știu ce probleme este acolo la Rapid Buzescu, o situație mai dificilă. Nu cred că golgheterul campionatului va rămâne să meargă cu echipa în Liga 5-a, nu știu. Sunt un grup de jucători eu v-am acolo... spus ca idee, de cele un jucător din Alexandria, un jucător care a jucat la Liga 3-a și Alexandria, a jucat la Liga 3-a. A marcat goluri. Eu am lucrat cu el timp de 3 ani de zile până a plecat. Eram un susținător moral al lui. Însă a dezamăgit.
Mă rog, știți mai bine, l-ați cunoscut. Știu istoricul foarte bine și... Rămâne în continuare un atacant de valoare. Pare rău, atât pot să spun, că îmi pare rău că joacă la Rapid Buzescu și nu joacă la FCM Alexandria. Deci la FCM Alexandria și nu... Sau mai sus, da. Sau mai sus. Da, da, corect, corect. Bun, să trecem așa rapid în revistă cele 19 distincții acordate de conducerea AJF-ului. A fost acolo prezent și președintele Stan Prodan și secretarul Cătălin Cușcă, cel care a fost observatorul cu organizarea al zilei de sâmbătă. Avem numai puțin de 19 distincții, vă spuneam. Sporting Roșilor de Vede, campionă județeană la seniori, de asemenea campionă județeană și la juniori. O să avem un interviu cu domnul Gabriel Vlădulescu, președintele clubului, imediat după ce termin eu de citit. Unirea Brâncen, câștigătoarea Cupei României, turnul CSS, turnul Măgurele, campionul județean la junior C, CSS Alexandria, campionul județean junior D, Atletico Roșior de Vede, campionul județean junior E, Sporting Roșior de Vede, încă o dată marele premiu Fair Play Knauf, Astra Ploska, premiu pentru tradiție fotbalistică, o echipă înființată în 1970, cu o activitate continuă. Salutăm acest lucru, continuitatea și până la urmă ambiția asta de a merge mai departe, pentru că Ploska e revenită în primul eșalon fotbalistic. Lucrul cel mai bun făcut de Ploska la acest moment este prelungirea contractului lui Gheorghe Alexandru, da. Altfel nu i-aș fi văzut bine. Pentru care a adus și mulți jucători, sunt jucătorii crescuți de el. Vă dați seama, cu plecarea lui Sandel ar fi plecat și echipa. Majoritatea jucătorilor și nu prea văd în ce situație ar mai fi putut să se redreseze. Și cine să-i redreseze? Club Sportiv Vârtoape, calificat în Liga 5 direct în Liga 4, Voința Salcia, asemenea în seria a doua, de data asta Voința Salcia, va veni și în Liga 4 de la toamnă. Metalul Frăsinet ajunge în Liga 5, Oltul Beciu, de asemenea tot în Liga 5, promovează în Liga 6, Gloria Merișan, asemenea în seria 3, merge și de la toamnă, merg și ei de la toamnă în Liga 5. Finalista Cupei României a fost și ea premiată de AJF Telorman, FCM Alexandria. Trofeul pe care se preconiza de multă lume. Va lua trofeul. Care ar fi cuvenit, da, ar fi cuvenit Brâncenului. Cum este viața. Era normal, dacă s-ar fi scos meciul la pariuri, să se parieze pe fotbal cu Municipal Alexandria. Însă eu vă spun de ce nu, pentru că din alte motive am simțit ceva în iarbă acolo. Atletico Orbeasca, premiată și ea, FCM Alexandria, locul 1, seria 2, Liga 5 juniori, Florea Voicilă, pentru contribuție deosebită în activitatea fotbalistică, Dumitru Bârlă, de asemenea, pentru contribuție în activitatea fotbalistică și Horațiu Lascu, golgheterul campionatului județean, a fost și el premiat, un premiu în bani, trofeu și așa mai departe. Un atacant, dincolo de criticile domnului Marian Botea, care l-a cunoscut, da, în alte, deci, impostaze. Să nu mai mi-amintiți de el. Așa, că... a marcat 28 de goluri și a fost prezent aici pe scaunul ăla, cred că pe ăla, da, stătea. Profesor educație fizică. Am și sport. Am observat, și... da, vorbește foarte frumos la vârsta lui. Păi când la vârsta lui ar fi trebuit să joace fotbal la alt nivel. La alt nivel. Și arăta cariera. Poate. Da, a fost alegerea lui. Eu de când l-am văzut prima dată știam că poate mai mult. E un fotbalist care nu prea este pus în valoare la Buzescu. E un atacant de careu, atât și nimic mai mult, dar pe această partitură poate mult mai mult. A și marcat vreo 13 goluri, pare, când era la Turist, Turul Măgurele, avea 18 ani, da, în Liga, da, 3, da, nu? Era și jucător sub 21. Da, un... mă rog, fiecare un are destinul lui în viață. Interesant. La acea vreme, acum, pentru mine nu mai este interesant. Caustica întotdeauna. Nu, da, iertați pe cei care v-au dezamăgit. El știe acest lucru. El știe, cred că, mai bine și nu se supără pe aceste critici. Multă baftă și echipei din Buzescu și, în special, lui Horațiu Lascu și Călin Pistorea. Și eu le urez, pentru că eu sunt ferm convins că Sporting Roșior va promova. Și vorbind Buzescu de... va rămâne în Liga 4. E păcat de baza pe care o au acolo și... au două baze, da. S-a investit frumos la Buzescu. Avem un interviu cu președintele, deci, de la Sporting. Încă de pe acum le urez celor de la Sporting să promoveze și baftă și mult noroc. Eu le-am și transmis după meciul nostru să se bucure cum am bucurat eu după meciul cu FCM de sâmbătă. Am avut câteva imagini, n-au intrat chiar toate. Ar trebui o cameră. Am ținut cont de minutul în care am scris, să minutul 87-88, mi-am dat seama că era spre final, de aceea mi-am permis să intru pe teren.
la Ați care băgat un jucătorii sprint, la masă mi-au și spus că aș mai fi putut să joc după acel sprint. În caz că mai aveți probleme, nu mai vă vin jucătorii la meci și așa, la dumneavoastră. Da, mai completez de și câte eu. Ori comentez meciul ale Unirii Brâncen și tot o jucătorii, pentru că ea sunt. Deci alții nu, alții nu mai deci, avem. Deci numai să jupă vreun tricou și să schimbe numele de tricou. Deci sunt 12 jucători. Vă dați jucători seama cât am stors foarte ușor de... din acești jucători. Nici o surpriză nu a... Tellermanul, campionatul. Numai cu ei ați jucat. Inclusiv cupa, competiția Cupa României. Puneți-vă în situația jucătorilor a celor două partide desfășurate în Cupa României pe acea ploaie torențială în care noi am jucat cu Pamimai, Alexandria a jucat cu Uda Clocociu. Credeți-mă că la acel meci, în ciuda faptului că am câștigat, deci jucătorii practic îmi cereau schimbare toți jucătorii. Ne-am arii în schimbare că nu mai am înghețat, am înghețat. Și pentru acest lucru... cred că totuși Dumnezeu ne-a răsplătit pentru meciul de sâmbătă. Am tremurat, au rămas în teren, au câștigat și mi-au dat dovadă de caracter, mai ales la jocul de sâmbătă. Deci sunt foarte mulțumit și pe deplin de atitudinea și aportul pe care și l-au adus în jocul cu FCM. Domnule antrenor, să dăm cezarului ce al cezarului, chiar dacă nu este aici prezent în studio, Gabriel Vlădulescu ne-a oferit un interviu amplu după încheierea partidei, după încheierea evenimentelor de la Sporting, de la Roșiori, pentru că Sportingul nu a jucat. Dacă suntem pregătiți cu câteva selecțiuni, două aspecte din acel interviu. Așteptăm. Domnule președinte, ecourile festivalului fotbalului teromânean ediția 2014 s-au încheiat de curând. Stadionul municipal din Roșiori de Vede a găzduit al doilea an consecutiv acest eveniment, asta pentru că formația pe care dumneavoastră o conduce, Sporting Roșiori de Vede, s-a încununat pentru al doilea an consecutiv cu titlul de campioană județeană. Anul trecut era o dublă sărbătoare aici la Roșiori pentru că vă adjudecați și câștigarea Cupei României în faza județeană. De data aceasta ați câștigat titlul, foarte rar se întâmplă pentru o echipă din fotbalul județean. În momentul în care trece printr-un hop al ratării barajului, proiectul să continue și să mai câștige încă o dată titlul județean. Ce a avut Sporting Roșiori de Vede anul acesta și cum a plecat la drum și cum vă găsește acum finalul de sezon? În primul rând, bună ziua ascultătorilor noastre. Într-adevăr, după ratarea barajului de anul trecut, a fost un pic mai greu să strângem rândurile și să încercăm din nou să facem o echipă competitivă pentru a ataca din nou titlul. Greu, pot să spun că a fost foarte, foarte greu din toate punctele de vedere, dar având sprijinul Consiliului Local și a câțiva sponsori ai noștri, am reușit să ducem cu bine și acest campionat și să câștigăm. Aș câștigat titlul de campion județean într-o ediție de campionat de Liga a 4-a, poate mai valoroasă ca niciodată, cu trei pretendente la debutul sezonului pentru acest titlu de campioană și spuneați dumneavoastră într-o emisiune de la Sport Sud Special că la începutul sezonului, în toamna anului trecut, erați cam a treia cotată. Ați reușit să câștigați fără nicio înfrângere, o performanță mai bună decât cea de anul trecut. Acum eu vreau să vă întreb, barajul în ce situație vă găsește? Da, într-adevăr, dacă anul trecut am câștigat, să spunem așa, campionatul, am avut și câteva înfrângeri, două sau trei, dacă nu mă înșel, anul acesta am reușit să ne organizăm mult mai bine, să aducem câțiva jucători cu experiență și cred că aici am făcut diferența printr-o bună organizare, prin seriozitatea cu care tratăm fiecare joc, prin stabilitatea financiară care am avut-o din partea Consiliului Local și a primării. Astea au fost haturile noastre. Aveați o echipă foarte bună anul trecut, Sportingul era și a rămas cea mai bună echipă a județului, a ratat însă la mustață, cum se zice, există nedreptăți în viață, în sport. O nedreptate a făcut ca acel autogol al lui Vișan, cred, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, să vă mențină în competiția fotbalistică a județului Tellerman. Întâlniți, după părerea mea, o echipă care nu trebuie tratată deloc lejer, o echipă campioană a Bucureștiului, chiar dacă formată din foarte mulți jucători tineri.
În primul rând vreau să mă întreb despre adversar, ce părere aveți despre adversar, ce știți despre adversarul de pe data de 21 iunie și dacă l-ați urmărit pe viu. Da, de urmărit, nu l-am urmărit, încep cu ultima întrebare, de urmărit nu i-am urmărit pentru că ei au terminat play-off-ul și atunci încă nu erau făcute împerecherile și n-aveam de unde să știm pe cine, cu cine vom juca. Dar avem foarte multe date, atât eu și cât Cristi, antrenorul echipei, am cules câteva date despre ei. Astăzi este la București cineva, am înțeles ca un meci cu campioana Giurgiului, este cineva la București să-i vadă pe viu și nu să-i tratăm chiar cu așa mare larghețe, să spun așa, să avem indiferență, pentru că sunt într-adevăr, sunt o echipă tânără, o echipă cu mult, foarte mulți copii de 96-97 și au experiență trecând prin grupele de copii, făcând junioratul la Steaua, la Chiași, n-am înțeles, la Rapid. Nu cred eu că și sunt chiar așa de slabi, cum am eu spus unii, pentru că au câștigat totuși și campionatul Bucureștiului, și care nu este un campionat chiar foarte ușor. Și pe deasupra, dacă țin minte, acum 3 ani sau 4 ani, mă rețin, și FCM Alexandria a câștigat în fanfan campionatul cu la județ și au placat cu această echipă cu Comprest la Baraj. Deci îi tratăm cu maximă seriozitate. Vreau să vă spun că noi toate meciurile le-am tratat cu maximă seriozitate. De-aia nici nu am pierdut niciun joc în campionatul județean. Indiferent că jucăm cu Buzescu, indiferent că jucăm cu Suhaia sau cu o echipă Comprest, noi tratăm jocurile toate la fel. Domnule președinte, sorții vă puteau aduce, zic eu, și un adversar ceva mai abordabil, indiferent de cum arată și cum se va prezenta în teren Comprest București, vom vedea pe 21 iunie. Totuși, cred că era cel mai de evitat adversar, campioana Bucureștiului. Făcuseți dumneavoastră o dată chiar la o ediție de Sportul Special o listă foarte scurtă a campionelor care trebuiau fi evitate. Eu știu, campioana de la Pitești, campioana de la București, vorbea și de cea din Ilfov. Ați nimerit chiar cu campioana Bucureștiului. Ține norocul cu dumneavoastră sau nu? Nu, norocul ne-l facem noi, numai noi ne-l facem norocul. Vreau să vă spun că cu orice echipă poți la baraj, cu orice echipă pici, este un singur joc și se poate întâmpla orice. Deci, nu știu, de evitat. Anul trecut am dat coltul, am spus că e cea mai slabă echipă, am avut o echipă bună. Vedeți, am pierdut. A fost o, să spun așa, un dintr-o jumătate de ocazie. Eu, noi sperăm să ne pregătim, să fim concentrați. Avem, v-am spus, avem și câțiva jucători cu experiență. Dacă anul trecut am avut foarte, foarte mulți copii, 8 jucători sub 21 în teren, anul acesta avem câțiva jucători cu experiență și mă refer aici la Bocănete, mă refer la Moșteanu, la Costel Bursan, jucători cu experiență care au trecut prin focul ligii întâi, a doua, și sper eu să fim noi net superior la capitolul ăsta a experiență. Da, m-am ascultat în dialog cu Gabriel Vădulescu. Un interviu imediat după ce se stinseseră ecourile Festivalului Fotbalului Telormânean, ediția 2014. Două echipe sunt evidențiate de Sportul Special în acest sezon. Unul foarte interesant, mai spectaculos, mai echilibrat și cu un nivel calitativ mult mai ridicat decât cel precedent, 2012-2013. În ordinea aceasta, Sporting Roșilor de Vede, campioană încă o dată, într-o competiție în care competiție foarte grea și care se spunea că pleacă cam cu șansa a treia, ținând cont de ce ambiții erau la Videle și la Alexandria, și Unirea Brânceni a apărut în Liga 4 și în prim planul fotbalului telormânean cam din nimic. Știam că există undeva o echipă Unirea Brânceni prin Liga 5, unde ați văzut ce... Păi, dacă ținem cont de faptul că ne-am înscris în Cupa Telorman în ediția trecută, am fost ultima echipă înscrisă în competiție și ultima care câștigătoare. Un meci dramatic, l-ați văzut ultimele segmente, l-ați văzut printre bune. Am înscris chiar în ultima zi. Chiar în ultima zi și ați mers până în ultima zi. Ați câștigat cupa. Chiar după prima partidă desfășurată cu
Uda Clocociov, am și pierdut-o acasă cu 1-0, după care domnul Pațică, după meci, chiar mai în glumă, mai în serios, mi-a și transmis să o să ne întâlnim în final. Și așa s-a întâmplat. Lucru care s-a și întâmplat, numai că de data asta am câștigat noi. Ați făcut și acolo spectacol, ați fost în tribună. Nu. Da, cu această ocazie... Nu mai ziceți de arbitraj, da, nimic, să ne vreau amintim să de... mulțumesc spectatorilor din Brânceni care au participat atât la Cupa Telorman. Am observat că au venit și la meciul de... Au fost spectatori. La etapa județeană din Cupa României. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care au fost susținători meci de meci al echipei din Brânceni. Vreau să mulțumesc chiar jucătorilor, principalii artizani, și tuturor oamenilor care au participat și au fost cu sufletul alături de echipă. Atât la Cupa Telorman, cât și sâmbătă, s-au auzit voci numai pro-Brânce. Este și normal, aș fi eu acum, n-are rost să mai... S-ar fi părut normal, nu știu, să fie mai multă lume... Destul de multă lume în tribune, aspectul ăsta nu mai contează, anul trecut erau mai populate. Multă lume din Alexandria și susținători al echipei din oraș. Din oraș. Acum ce se întâmplă? Anul trecut a fost foarte... O să spun cu certitudine că am simțit acest lucru, toată lumea, chiar și din Roșiori, au fost publicul alături de, de noi și le mulțumesc pe această cale și iată că i-am răsplătit cu o victorie. Mai avem fix 4 minute după ceasul meu... Să încercăm să acoperim așa o paletă largă de subiecte. Marian Botea continuă cu Unirea Brânceni? Sau Unirea Brânceni continuă cu Marian Botea? Rămâne de văzut. Da, probabil nu sunt mulțumiți. Nu. Dacă nu sunt mulțumiți... Se putea mai bine, luau drogul 5 în Liga 4-a. Se putea mai bine, da. Se putea, înțeleg așa mai bine. Aș vrea să vedem ce ne va rezerva viitorul. Nu vreau să mă grăbesc. Eu, în principiu, aș vrea să continui cu Unirea Brânceni. Este o echipă, un nucleu pe care l-am creat și n-aș vrea să-l rup. Însă, într-o eventualitate ofertă la un nivel mai superior, aș opta să plecați. Să plec. Deocamdată sunt la Unirea Brânceni. Vreau să continui. Vreau să mai completez acest lot cu anumiti jucători. Cu siguranță o să renunț la 4-5 jucători, deci mai mult ca sigur, și va trebui să aduc la fel jucători mult mai experimentați, însă trebuie să țin cont, încă o dată menționez acest aspect, de posibilitățile financiare ale clubului. Dintre actualii jucători, le expiră vreunuia dintre cei de bază, sunt vreo 4-5. Au oferte? Mie îmi place, spre exemplu, Popa. De exemplu, Puștiu, care Popa este încă în continuare jucătorul nostru. N-aș vrea să dezvălui jucătorii care termină contractele. Ca să nu, semneze cu alții. Să nu fie contactat. Aveți jucători foarte interesanți acum. Contactat de alții. Da, știu că am jucători interesanți. De când i-am văzut în prima la Cupa Telorman, când i-a descoperit pe ăștia, da, prin calitățile lor și prin evoluțiile pe care le-au demonstrat pe parcursul campionatului. Însă pot să afirm că acest lucru se datorează și datorită mie, pentru că au înțeles ceea ce le-am transmis, mai ales celor tineri. Exact așa aveam și discuțiile. Cei cu experiență au venit să câștige un ban, iar cei tineri să joace mai bine de la meci la meci ca să progreseze, să poată evolua la un nivel mai superior. Pentru Unirea Brânceni vreau un răspuns scurt, pentru că suntem pe final și cât de curând mi se face semn să pun capăt întâlnirii de astăzi. Veți merge în următorul tur al Cupei României, acolo unde veți întâlni o formație de Liga 3-a. Da. Veți merge doar să faceți figurație sau... Nu vom merge, pentru că mai mult ca sigur vom evolua pe terenul nostru. Din câte știu eu, se evoluează la echipa mai inferioară. Și cu siguranță vom face tot posibilul să... producem din nou surprize, ca de altfel cum am făcut mai mereu. Mai mereu. Mai mereu. Unirea Brânceni, câștigătoarea Cupei Telorman, ediția 41 din anul 2013, actuala câștigătoarea Cupei României, faza județeană, Marian Botea, unul dintre artizanii de la Brânceni, nu este singurul, primăria, delegatul Vali Comănescu și jucătorii, în primul rând. Jucătorii,
doamna asistentă Nela, domnul Pintea, care a fost alături de noi, neagică de la antrenorul de la copii și juniori, toată și tuturor care au fost alături de noi. Echipa surpriză a sezonului 2013-2014. Sportingul a confirmat, dumneavoastră a surprins. Țineți-o tot așa. Mulțumesc pentru prezență, doamnelor și domnilor. Și vă mulțumesc de asemenea. Doamnelor și domnilor, ne găsiți și pe sportsud.ro, acolo vedeți meciurile înregistrate integral, de asemenea vedeți și toate declarațiile pe care le-a dat, ni le-a oferit la cald Gabriel Vlădulescu, președintele Sportingului, analizând sezonul care tocmai s-a încheiat și încercând să abordeze meciul de baraj de sâmbătă, de pe 21 iunie, cu campioana Bucureștiului, Las Nagov, se desfășoară el. Ne găsiți asta și pe sportsud.ro, nu ezitați să ne căutați acolo, rămâneți cu Media Sud, în câteva minute urmează știrile. Bogdan Cotuță vă mulțumește pentru atenție, toate bune, la revedere!